aveți bucurie, sufletelor dragi. Iată-ne din nou împreună. Azi, această zi care pentru unii a fost frumoasă, pentru alții mai puțin frumoasă. O zi în care s-au născut noi amintiri, am avut parte de noi trăiri și de asemenea am experimentat lucruri noi, care într-o zi ne pot aduce beneficii sau ne pot aduce momente de tristețe. Și de ce vă spun că în fiecare zi pe care noi o trăim, întâlnim lucruri noi și cunoaștem oameni noi. Și fiecare om pe care noi îl întâlnim în viață poate fi o lecție, o lecție care ne transmite nouă, de fapt, gândul, ne transmite informația și răspunsul la întrebările la care nu găseam răspunsul mult așteptat. Și odată cu aceste momente în care noi ne întâlnim cu acești oameni, se naște în noi o nouă lume, o lume a speranței, poate o lume a credinței, poate o lume a unui nou viitor pe care ni l-am proiectat de mult și la care am visat dintotdeauna. Și de ce nu? Se poate naște în noi dorința unui nou început de care cu toții avem nevoie atunci când vrem să ne schimbăm viața. Tema emisiunii de astăzi este una interesantă, pentru că în ea vă voi vorbi despre modalitatea în care vă puteți găsi echilibru pierdut. Suntem foarte mulți pierduți în gânduri, în preocupări și trăirile zilnice. Suntem pierduți de momente dificile care au apărut și care apar datorită lipsei de inspirație sau au apărut pentru că într-un anumit moment, cândva, am greșit cu ceva și din acel moment în viața noastră a apărut dezechilibrul. Mă refer în mod special la cei care și-au pierdut identitatea, care au înțeles că în a fi într-o relație sau a trăi într-un cuplu trebuie să renunțe la demnitate și la propria identitate de a se mai numi om. Și am avut exemple în care tineri sau cupluri au trăit foarte fericiți până la un anumit moment când în viața lor a apărut o a treia persoană, fie ea de sex feminin sau masculin, și soțul, soția, iubitul sau iubita dintr-o dată și-au schimbat modul de gândire, modul de trăire, de simțire, au plecat fără să conștientizeze răul pe care îl pot lăsa în urmă și mai mult decât atât au plecat fără să se gândească la momentul și clipa care poate aduce nefericire și pe lângă aceasta aduce tristețea care va fi resimțită și trăită nu numai de soția rămasă acasă, dar probabil și de copii și de părinți și de cei care cu adevărat l-au iubit pentru ceea ce era, nu pentru ceea ce cred alții că este. De aceea revin la ceea ce se numește echilibru. În aceste momente de tulburare în care în viața noastră apar
dezechilibre emoționale, omul are tendința de a se pierde și de a lua decizii pripite care îl pot costa nu numai foarte mulți bani, dar pot costa sănătatea. Orice om care este trist și suferă un șoc emoțional, și aici nu mă refer doar la cuplurile care se despart, mă refer la cei care trec prin încercări, procese pierdute, prin trădarea de care cu toții fugim și nu ne așteptăm ca la un anumit moment omul căruia i-ai pus sufletul pe tavă să te trădeze. Această lipsă de pregătire pentru a întâmpina un astfel de moment nu face altceva decât să îți producă un dezechilibru. Și un astfel de dezechilibru se mai poate produce atunci când mergem la un medic, ascultăm de fapt opinia pe care o are cu privire la boala ce noi i-am expus-o și șocul îl avem în momentul în care citim analizele. Și ne speriem atunci. Intrăm într-o stare de panică și frică și avem impresia că viața noastră s-a terminat aici. Și în acele momente, sigur că avem tendința de a alerga sau de a ne căuta punctul de echilibru la persoanele pe care noi le considerăm aproape. Dar ce să vezi? Că exact atunci când ai necazuri și supărări, îți poți da seama câți oare dintre cei care până mai ieri îți băteau la ușe, se distrau lângă tine și împărțeați bucuriile cu ei, astăzi vă vor mai răspunde sau mai sunt capabili să rămână lângă voi, să vă întindă o mână și să vă ajute. Și aici intervine momentul cheie în care omul trebuie să reacționeze cu o calmitate desăvârșită. Să aibă capacitatea de a înțelege că singur a venit pe lume, singur va pleca și că acum mai mult ca niciodată are nevoie de ajutorul și puterea lui Dumnezeu de a veni, de a-i răspunde cererii lui și de a-l ajuta să depășească orice moment de tensiune, pentru că există un anumit prag de care probabil v-am mai spus și v-am mai vorbit, și acel prag de care eu vă vorbesc astăzi este acela în care omul psihic nu mai poate să-l înțeleagă sau nu are capacitatea să-l depășească și dacă nu este puternic în credință, există riscul de a se pierde și dacă nu are în acel moment susținerea celor dragi, există riscul de a se pierde și a pierde odată cu echilibru și viața. Este foarte important să rețineți că atitudinea în acele momente este importantă. Atitudinea mea în fața oricărui eveniment neprevăzut. Și de ce este importantă? Pentru că ea reprezintă starea ta de spirit. Toți cei care în viață, până la acel moment, am avut parte de abordări negative, toate aceste gânduri, mod de a trăi într-un continuu război cu tine însuși și cu ceilalți, nu face altceva decât să te găsească nepregătit în asemenea momente. Iar tu, dacă toată viața ai gândit negativ și tot ceea ce alții ți-au proiectat și ți-au spus că vor să facă, la tot ceea ce ai ascultat de la ei, le-ai răspuns nu cred, în acele momente există riscul ca să te prăbușești dacă nu ești puternic în credință.
Eu vin și încerc să vă învăț și să vă explic că în orice situație ne-am aflat, câtă vreme avem două mâini, două picioare, avem capul pe umeri, grija cea mare pe care noi trebuie să o avem este aceea de a nu ne pierde mintea. Că în momentul unei situații neprevăzute, dacă ți-ai pierdut înțelepciunea sau mintea de care trebuie să te folosești pentru a scăpa cu bine, există riscul ca tu, iubite suflete, să nu mai poți fi lucid să iei o decizie bună pentru a-ți salva viața și a te îndrepta spre un nou viitor pe care tu trebuie să-l gândești a fi pozitiv, ci există riscul să te pierzi. Aici intervin și vă spun tuturor acelora care vă regăsiți în asemenea situații să nu vă pierdeți. Este foarte important să rămâi calm în orice situație și să gândești că ceea ce ți se întâmplă astăzi este de fapt lecția pe care tu o meriți pentru ca viața ta să cunoască o nouă dimensiune și să cunoască de fapt un alt început. N-ai voie să cedezi în fața încercărilor. N-ai voie să te pierzi sau să ajungi la momentul în care să-ți pierzi echilibrul emoțional și mai ales cel spiritual. Pentru că Dumnezeu este mai mare decât orice pe acest pământ. Și câtă vreme tu accepți că poți fi învins, vei fi învins. Câtă vreme tu, iubite suflete, accepți că ai o problemă atât de mare încât tu nu o poți rezolva, recunoști că tu ești un om mic și problema ta este mai mare ca tine și atunci te va învinge. De aceea vă spun cu toată dragostea, iubiții mei, să nu vă pierdeți și repet acest cuvânt pe care vă rog să-l rețineți, că este regăsit de altfel și în Sfânta Scriptură. Cuvântul nu te pierde sau nu te teme este amintit de 366 de ori. 365 de zile, să ți-l amintești de zilnic, iar a 366-a oră este pentru a-ți aminti de fapt că n-ai voie să te pierzi și că tot ceea ce îți dorești în viață să ți se întâmple, se va întâmpla la momentul și timpul potrivit, dacă vei reuși să depășești orice obstacol pe care viața ți-l scoate înainte, în cale, și nu numai că ai reușit să-l depășești, dar te va face să fii mai puternic și să te simți mai puternic prin tot ceea ce faci. Să știți că toți avem gânduri negative din când în când. Toți avem stări de bine sau de mai puțin bine. Însă ce este important să reținem că toate aceste stări care vin asupra noastră și pe care le trăim, le vom depăși. De ce vă spun că le vom depăși? Pentru că nimic nu este veșnic. Fiecare timp aduce cu el ceva nou. Însă timpul nou care vine și pe care eu îl trăiesc, trebuie să găsească un om nou și nu un om vechi, ancorat în niște trăiri și momente care nu mai aparțin prezentului și care aparțin de trecut,
și care îl țin acolo legat și îl chinuie, să țineți minte că orice om care nu este capabil să renunțe la trecut, nu poate să cunoască viitorul. Am întâlnit cazuri, relații, în care partenerii și-au început o altă relație, dar nu s-au vindecat de relația cea veche. Nu e bine. În primul rând că vei fi un om chinuit, nu va funcționa acea relație și îl vei chinui și pe cel care crede că tu l-ai ales pentru a-i dărui iubirea și el pentru a-ți oferi, de fapt, iubirea pe care tu o căutai, doar că în acele momente tu nu o vezi. Ca să-ți găsești echilibrul, trebuie să înveți să devii puternic. Iar pentru a obține puterea de care eu vă vorbesc, ai nevoie de multă răbdare, de chibzuință și de înțelepciune, de a nu asculta întotdeauna tot ceea ce spun unii așa ziși înțelepți sau babele pe la colțuri, ci de a încerca să înțelegi tu ceea ce simți, ceea ce trăiești și să cauți acolo unde este o problemă, să găsești răspunsul la ceea ce ai trăit, ceea ce trăiești și de ce trăiești așa. Eram întrebat și sunt întrebat frecvent dacă anumite momente din viața noastră de dezechilibru financiar, emoțional, medical, ajunge să ne îmbolnăvim, au legătură cu vreun blestem sau cu vreo vrajă sau moșmandă, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, pe care noi am moștenit-o și nu am depășit-o. Și vă spun că da. Vă amintesc că Sfânta Biserică are rugăciuni speciale pentru a face părinții dezlegări de farmece, de blesteme și pentru a aduce celor care sunt suferinți și care sunt angrenați într-o astfel de poveste urâtă, șansa de a se dezlega de blestemele urâte din viața lor și pentru a le putea reda echilibrul de a trăi normal și de a simți normal ceea ce alții trăiesc și simt. Iar aceste vrăji și farmece sunt făcute și mai nou, așa zisele vrăjitoare de care ascultăm, au acest talent de a încerca să vă inducă această stare de panică, de frică, că sunteți vrăjiți sau de a încuraja pe cei care nu reușesc să obțină ceea ce vor, să apeleze la lucruri necurate pentru a ajunge la voi și a vă putea cuceri teritoriul energetic. Ce se întâmplă? În momentul în care tu, iubite suflete, te simți neliniștit, deși ai tot ceea ce îți dorești. Ai o casă, ai o masă, ai o familie, dar cu toate acestea nu-ți merg bine lucrurile în viață. Ai vise urâte. Asculți sfatul părinților la care mergi. Faci rugăciuni și cu toate acestea, ajungând acasă, ai parte de tot felul de evenimente ciudate, îți bubuie în casă dulapul, îți pocnește mobila, televizorul, înseamnă că ești beneficiarul, probabil, a unei vrăji sau probabil moștenești un blestem de neam care încă n-a fost ridicat sau n-ai reușit să scapi de el pentru că nu i-ai dat importanță la momentul și timpul potrivit și iată că astăzi te-a ajuns. Ascultam de blestemele până la șaptelea neam.
ascultam de necazurile și încercările care sunt moștenite de noi. Și vă dau un exemplu pe care eu l-am întâlnit cu o familie în care, începând de la tată până la cei doi copii, toți au avut accidente feroviare. Tata a rămas fără un picior, copilul mai mare la fel, a alunecat întâmplător sau nu, i-a fost tăiat piciorul, iar celălalt fiu a murit în accident lovit de tren. Oricât ai încercat să spui că sunt coincidențe sau simple vorbe sau baliverne, vă spun că nu este așa. Chiar nu sunt vorbe și vă rog să nu vă culcați pe ureche, pentru că atunci când, să ne ferească Dumnezeu, ai legate cununiile sau ai legat, ai legat norocul sau șansa asta ta de a te dezvolta, de a avea spor și a construi din banii puțini care ai, atunci dacă ai această neșansă de a fi beneficiar unui blestem sau unei vrăji, te autodistrui singur. Stări de neliniște, nesomn, și acestea conduc, fără să ne dăm seama, la îmbolnăvirea corpului. De exemplu, cei care mă întreba cineva cum, adică mi este legat norocul, păi nu leg nimic, din banii care adun, așa cum vin, se risipesc, pleacă. Adică nu am niciun fel de beneficiu asupra lor, se risipesc și sunt îngropat în datorii care nasc alte datorii, și toate aceste datorii și stări de tensiune, pentru că niciodată nu pot să ajung la liman, deși am capacitatea de a le plăti, aduc cu ele stări de panică, stres, gânduri și tensiune care nu ne este deloc benefică organismului. Vă voi vorbi peste câteva minute despre toate aceste lucruri și care sunt, de fapt, mijloacele pe care trebuie să le folosim pentru a ne elibera de orice formă de blestem sau vrajă care este asupra noastră și a ne redobândi echilibrul. Vă spuneam că vă voi explica ce aveți de făcut pentru a trece cu bine peste aceste momente. Să știți că sunteți foarte vulnerabili noaptea când dormiți, că în acele momente de odihnă sau neodihnă, atunci gândurile încep să se reașeze sau să se regrupeze după modul în care noi le-am proiectat în ziua precedentă. Și dacă am avut gânduri negre în toată ziua, am gândit rău, m-am simțit rău, am avut impresia că toată lumea are ceva cu mine sau am trăit anumite momente și stări de tensiune, noaptea respectivă nu va fi o noapte de odihnă, va fi o noapte de nesomn sau neodihnă, chiar dacă dormim. Și atunci, la toată această neliniștea noastră, mai contribuie și cel necurat. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți momente în care să vă fie foarte frig, să nu vă mai puteți mișca sau să aveți anumite coșmaruri. Vă spun că foarte mulți dintre noi am trăit asemenea momente și
acel timp despre care vă vorbeam a fost preluat sau furat de cel necurat care a venit să ne aducă cu el o mai mare apăsare și să ne inducă o mai mare teamă pe care noi să o retrăim de dimineață când ne vom trezi și de care să ne amintim cu groază, încercând să ne determine să credem că de fapt nu mai avem nicio șansă și că viața noastră este pierdută și că totul se oprește aici. De asemenea, momente negative sau de asemenea trăiri avem parte doar atunci când suntem într-un total dezechilibru cu sufletul și cu viața noastră. Atunci când nu avem credință sau, chiar dacă o avem, nu este una foarte profundă, ce nu face altceva decât să ne lase în această stare de tremur continuu și, neavând credința în noi, să ne ducă la panica sau la momentul pe care noi nu l-am întâlnit niciodată și poate pentru care n-am fost pregătiți, de a gândi că nu mai există soluții pentru viața noastră și că totul s-a terminat, fiind cuprinși de frică. Să știți că în orice situație ne-am afla sau ne-am regăsi, se poate mai rău. Sunt oameni care chiar nu mai au nicio șansă pentru că prea târziu și-au dat seama de efectul și cauza care a produs acest dezechilibru. Știți că în fiecare caz există o cauză și un efect. Noi nu trebuie să tratăm doar efectul, trebuie să aflăm care este cauza stărilor noastre de dezechilibru, de tensiune și supărare pe care o avem. Sunt oameni care, culmea, își fac analize medicale, sunt perfect sănătoși, dar cu toate acestea se simt foarte bolnavi. Aceștia sunt oamenii posedați, oamenii care se află sub efectul unor blesteme. Sunt oameni care au tot ceea ce vor, casă, masă, bani, și cu toate acestea nu sunt fericiți. În casa unde locuiesc există multe tristețe, există multă, multă nefericire și se întreabă de ce. Știți, avem tendința aceasta de a spune banii nu aduc fericirea. Este adevărat. De multe ori banii au adus în viața oamenilor probleme. Fericirea este adusă de ceea ce trăim, de ceea ce simțim și de atitudinea noastră pe care o avem în fiecare zi, de dimineață, de când ne trezim până seara ce închidem ochii. Atitudinea noastră trebuie să fie una de învingător. O atitudine de luptător a unui om care n-are de ce să-i fie teamă, că mai rău decât este, nu se poate întâmpla. Ce pierzi dacă tu crezi în Dumnezeu și începi să gândești altfel decât ai gândit până acum, rugându-te lui și cerându-i ajutorul în aceste momente ca el să-ți răspundă solicitării tale și să-ți dea o soluție. Să știți că fiecare moment din viața noastră apare pentru a ne testa încrederea, puterea și capacitatea noastră de a reuși să mergem mai departe. Iar lumea se împarte în două. În lumea celor puternici, și nu mă refer la cei puternici financiar sau cei care au mușchi. S-a dovedit că cei care sunt puternici financiar sau au mușchi sunt de multe ori cei mai slabi în situații imprevizibile. Mă refer a fi puternic în modul tău de gândire, de simțire și de trăire, spunând că dacă Dumnezeu este în viața mea, nimic nu mi se poate întâmpla rău. Și dacă este să se întâmple, este cu un scop, pentru că Dumnezeu vrea asta. Iar momentul în care eu
sunt pus la încercare poate fi de fapt lecția vieții și ceea ce pătimesc acum este plata pe care eu trebuie să o dau pe pământ și este mai bine să o dau aici decât dincolo. Legat de cei care se simt de fapt neîmpliniți, se simt triști sau cred că sunt beneficiarea unor blesteme sau a unor vrăji sau legături necurate, le spun acestora că la orice problemă pe care noi o trăim există soluții, așa cum există medici pentru a trata problemele trupului, există și preoți care tratează problemele sufletului. De regulă, acestea se tratează cu Sfântul Maslu, cu dezlegările Sfântului Ciprian sau a Sfântului Vasile. Poate ați auzit de ele, molitvele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni de dezlegare, de blesteme, de farmece pe care cel puțin o dată pe lună este bine să le citiți preventiv sau dacă vă regăsiți în ceea ce v-am spus, să mergeți de urgență să vă căutați un duhovnic sau preotul să vină, să vă citească, să se roage pentru voi și să treceți cu bine peste această perioadă, pentru că tot ceea ce nu se rezolvă, ce nu se rezolvă la timp se va rezolva mai greu după aceea. Dacă nu veți crede sau nu credeți în ceea ce spun, sigur că cei care vor pierde sunteți dumneavoastră. Dacă crezi și încerci să privești viața sub altă perspectivă și să zici, măi, da, dacă acest om are dreptate, atunci vei constata că după ce îți vei sfinți casa, îți vei face sfeștanii în casă, te vei împărtăși, te vei spovedi, te vei simți mult mai liniștit, te vei regăsi tu pe tine și te vei simți mult mai echilibrat în propriile gânduri, propria trăire, simțire și așa mai departe. Eu nu vin să vă învăț teorii noi pe care probabil nu le-ați mai auzit de la duhovnii sau de la preoții minunați la care mergeți. Eu vin doar să vă spun că orice boală netratată la timp atrage după ea nefericirea și dacă tu nu-i faci față acelei suferințe pricinuite de boală, riști să te pierzi și dacă ți-ai pierdut mintea, deja ai pierdut aproape totul. Laboratorul a tot ceea ce trăiești, ceea ce vei trăi, a tot ceea ce gândești și vei simți este mintea ta și acolo trebuie să se nască vibrații noi, să se nască speranțe noi și să-ți comanzi prin puterea credinței pe care o dobândești doar prin rugăciune să se nască de fapt viitorul unei noi relații, a unui nou început, a unei noi vieți pe care tu trebuie să ți-o propui, trebuie să îți dorești să o ai și să crezi în ea. Vă amintesc că Mântuitorul Hristos atunci când vindeca, de fiecare dată a întrebat, crezi tu că eu te pot vindeca? Ce răspundea omul? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dacă crezi cu adevărat în ceea ce îți dorești, tot ceea ce îți dorești se va împlini. Dacă nu crezi, vei avea parte de multe experiențe nefericite în viață și vei ajunge la un moment dat să îți amintești de ceea ce ai ascultat astăzi și să-mi dai dreptate. Dragii mei, ce trebuie să mai știți? Că toată energia din noi este menținută
de ADN-ul nostru. În ADN-ul nostru îl găsim pe Dumnezeu. Și El este hrănit zilnic cu ceea ce noi îi oferim. Dacă eu zilnic îi ofer doar probleme și mă plâng că sunt un om nefericit, un om trist, celulele care au memorie vor primi această informație, o vor transmite către ADN-ul meu și din acel moment se produce dezechilibru. Dar dacă eu spun, de astăzi voi fi bine, de astăzi nu voi mai fi trist, chiar dacă mi-e greu, dar știu că Dumnezeu mă ajută și că nimic nu este întâmplător și tot ceea ce primesc în dar ca informație o voi folosi pentru a-mi construi o viață mai frumoasă și pentru a-mi schimba, de fapt, viața mea dintr-una tristă într-una fericită. Cum? Pregătindu-mă pentru o nouă viață. În primul rând, curățindu-mi sufletul, spovedindu-mă. Am spus-o și o repet, este foarte importantă spovedania și împărtășania pentru fiecare om. Cum? Altfel, prin a gândi pozitiv. A nu mai da voie gândurilor negre să-ți ocupe mintea, pentru că oricum tot ceea ce se va întâmpla în viața ta va fi cu voia lui Dumnezeu, dacă tu l-ai lăsat pe Dumnezeu să intre în viața ta și să-ți dea puterea de a merge mai departe. Am încercat să vă explic prin cartea Sacroterapia, care o vedeți aici, care sunt mijloacele ce trebuiesc folosite de către noi creștinii pentru a scăpa de blesteme, pentru a scăpa de vrăji și pentru a scăpa de momentele care ne aduc tulburare. La pagina 100, în această carte, am explicat care sunt rugăciunile și psalmii ce trebuie rostiți pentru a ne aduce nou echilibru și pentru a ne împlini nouă cererile pe care le avem de a fi sănătoși, de a avea un loc de muncă mai bun, de a ne găsi perechea sufletului, de a trăi într-un alt climat sau alt moment mult mai bine, mai fericiți, mai împliniți. Și toate aceste informații care sunt trecute în Sacroterapie, în acest prim manual din România, pe care l-am editat și în care am încercat să vă învăț cum și pentru ce să vă rugați, veți găsi, de fapt, hrana spirituală de care aveți nevoie pentru a putea să luați deciziile cele mai bune în schimbarea vieții. Să știți că mulți dintre cei care mi-ați ascultat conferințele, mulți dintre cei care mi-ați urmat sfaturile, v-ați regăsit, v-ați liniștit și v-ați schimbat viața. Și le mulțumesc acelora care au avut înțelepciunea de a mă asculta. Le mulțumesc acelora care au avut înțelepciunea de a mă pomeni și pe mine la rugăciune, așa cum eu vă pomenesc pe voi. Cei care ați reușit să mă cunoașteți, să-mi scrieți, să vorbim prin Facebook, prin alte mijloace. Și vă spun că fiecare întâlnire a mea cu dumneavoastră, chiar pe calea undelor, este total diferită și dacă veți urma sau dacă veți verifica ceea ce vă spun luând fiecare emisiune în parte, veți observa un lucru foarte interesant, că fiecare emisiune este total diferită, iar inclusiv eu, prin modul de înfățișare, de expunere, sunt diferit, pentru că sunt momente în care eu, la rândul meu, sunt încercat. Sunt stors de energie, pentru că problemele, pe lângă problemele mele sufletești, sunt problemele dumneavoastră.
Și la toate acestea trebuie să faci față, să le găsești soluții, să te rogi lui Dumnezeu pentru acei oameni care au nevoie de ajutor. Cu siguranță că sunteți mulți dintre dumneavoastră care puteți să-i ajutați pe alții. Dacă aveți ocazia să-i ajutați pe cei mai slabi ca voi, să o faceți. Să o faceți în primul rând rugându-vă pentru ei, poate dându-vă o haină celor săraci, împărțind iubire celor care au nevoie de ea și o îmbrățișare celor care nu au pe nimeni. De fiecare dată când am avut ocazia să vă întâlnesc și de fiecare dată când vă vorbesc, deși poate de multe ori și mie sufletul îmi plânge, am avut tăria de a vă zâmbi, de a vă transmite gândul meu cel bun, binecuvântarea, și vă spun că la câte am văzut, la câți oameni am întâlnit, bolnavi, oameni cu probleme psihice, oameni care cu adevărat sunt aproape de marginea prăpastiei, dumneavoastră, cei care astăzi ascultați, putem spune sau pot să spun că aproape că n-aveți nimic, că atât de mică este problema pe care dumneavoastră o simțiți, încât se va putea rezolva foarte ușor. Este important doar să facem următorul lucru. Începând de mâine, să bem pe stomacul gol apă sfințită. V-am recomandat celor care m-ați ascultat să citiți Psalmul 90 de fiecare dată când doriți să plecați la drum, să începeți o afacere sau să vă rezolvați, nu știu, un examen. De asemenea, cei care aveți stări de panică și de tristețe, de supărare, să rostiți rugăciunea Tatăl nostru de cel puțin 33 de ori. Aceste lucruri ni le spun și călugării din psihiatria. Există pe internet filmulețe în care recomandă chiar de 99 de ori să fie rostită rugăciunea Tatăl nostru. Și acest lucru este confirmat și de psihologi care... Psihologi, înainte de a expune o teorie, au cercetat, au studiat ce miracol pot produce cuvintele ce sunt regăsite în rugăciunea Tatăl nostru. Începând de la momentul în care ele deschid glanda pineală, adică ochiul minții, la momentul în care deschid perspectiva unei noi gândiri și a eliberării ceții din viața noastră, din mintea noastră, și nu numai, ne deschid nouă șansa pentru a înțelege ceea ce n-am înțeles niciodată. Secretul de care aveam nevoie ca noi să reușim să ne echilibrăm și să ne fie mai bine decât ne-a fost ieri. Pentru cei care doriți să vă căsătoriți sau doriți să vă găsiți perechea sufletului, alegeți-l pe Sfântul Nicolae ca ocrotitor și lui să vă rugați. 7 zile de joi, în fiecare zi se citiți acatistul. În a 6-a zi de joi, cu siguranță vă veți găsi perechea sufletului. Dacă ați găsit-o, nu vă opriți. Rugați-vă în continuare Sfântului și mulțumiți. Celor cu probleme financiare. Oare există om care să nu aibă datorii, să nu aibă griji? Sunt puțini. Este rânduit Sfântul Pangratie. Sfântul Pangrat este recunoscut ca mare sfânt ajutător în situație de încercare, să zic, pe care oamenii le trec. Și Sfântul Pangratie, îl găsiți, acatistul sau icoană, o găsiți pe internet, sau cei care nu aveți acatistul, mă puteți căuta și o să încerc să vi-l dau. Pentru cei care aveți
dorința sau vă doriți copii sau aveți copii și vreți să fie cu minți, rugați-vă Sfântului Stelian și Sfintei Filofteia. Veți vedea că în momentul rugăciunii sau dacă v-ați hotărât să vă rugați lor, răspunsul va veni foarte repede la ceea ce cereți. Și de câte ori aveți momente de panică, de supărare, strigați-le numele sfinților de care eu v-am amintit și ei vor veni și îi veți simți lângă voi, fără să-i vedeți, dar îi veți vedea și simți prin realizările și împlinirea voastră. Pentru cei care sunteți beneficiari unor blesteme și care aveți o viață chinuită, când lacrimi, când foc, vi-l recomand pe Sfântul Spiridon. Îi veți regăsi chipul zugrăvit cu o cărămidă din care ies flăcări și lacrimi. De fapt, asta e viața voastră, a multora. Mulți plângeți pentru lucrurile pe care vi le-ați dorit și nu le aveți, pentru suferința pe care vă aduc alții în viața voastră, iar flăcările înseamnă focul care vă mistuie interiorul și flăcările vieții, adică momentele de tensiune, de stres pe care le-ați acumulat și le-ați trăit în condițiile în care putea să vă trăiți viața așa de ușor, așa de frumos. Dar într-un anumit moment ați gândit într-un anumit fel și iată cum astăzi suferiți și trăiți ceea ce v-am spus mai devreme. Pentru cei care aveți nevoie de binecuvântare, de a primi echilibrul emoțional, de a primi răspunsuri la ceea ce vă macină viața, dacă vă este fidel sau nu soțul sau soția, de a ști cu adevărat ce se întâmplă, vă recomand să mergeți la Iași, la Cuvioasa Parascheva, sau până atunci să ajungeți la Sfântul Dimitrie, în deal, la Patriarhie, și ajungând lângă racla Sfântului sau a Sfintei, să vă spuneți toate durerile și supărările care le aveți pe suflet. Și vă spun cu toată garanția că n-ajungeți bine acasă și deja au început problemele voastre să se rezolve. Aceasta se numește, iubiții mei, resetare energetică. Un om care reușește să ajungă la moaște, să se închine, care reușește să ajungă la Sfânta Parascheva, să o atingă și să-i spună toate doleanțele și problemele care le are în viață, a reușit, de fapt, să parcurgă un drum de plată a ceea ce are de plătit și care nu rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Orice efort pe care îl facem, oriunde, la orice sfânt am merge noi, inclusiv, așa cum am recomandat de mai multe ori pelerinilor, să ajungeți la o mănăstire în Ardeal numită Mănăstirea Bic, în Șimleul Silvaniei, unde am întâlnit în viață o sfântă, pe ucenica părintelui Arsenie Boca, Maica Marina. Acolo acele maici au construit ceva din nimic, ceva miraculos. Și acolo se întâmplă lucruri foarte interesante. De câte ori mă simt obosit, mă simt trist, alerg acolo să-mi încarc bateriile. Vă recomand să faceți asta. Ce pierdeți dacă vă dedicați o zi sau două din timpul valoros să vizitați aceste locuri? Și nu numai, este plină țara de mănăstiri. Este plină țara de oameni spirituali, de călugări, de preoți minunați, cu har. Acolo unde îi întâlniți, cereți-le binecuvântare. Și din acel moment ați primit acel dar și har de care aveați nevoie, care vă ajută să treceți peste încă o încercare și care vă va ajuta
cât mai curând posibil să vă vindecați de toată suferința care vă apasă sufletul, inima și mintea. După o scurtă pauză, aș dori să ne rugăm împreună. Dar cum să ne rugăm împreună cu dumneavoastră, cei care mă ascultați, și rugându-vă să-i sunați și pe cei pe care aveți dragi, să spună împreună cu noi în câteva minute rugăciunea Tatăl nostru, rugându-L pe Dumnezeu să-și pogoare harul Său cel milostiv și Sfântul Duh să vă ocrotească viața. Am revenit cu aceste gânduri frumoase. Și pentru că tot vorbeam de echilibru, vă invit să ne echilibrăm acum cu toții, rostind împreună rugăciunea Tatăl nostru. Să o rostim cei care ascultăm emisiunea, cei care o putem vedea, și să o rostim și cei care în momentul acesta nu sunt lângă noi, dar cel puțin telefonic o pot face. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să fiți binecuvântați toți cei ce v-ați rugat și vă rugați. Și rugăciunile voastre să se înalțe către ceruri, să vă aducă bucurie, liniște, fericire, sănătate și spor în tot ceea ce faceți. Iar vindecarea bolilor sufletești și trupești să vină de la Dumnezeu și Sfântul Duh să se pogoare peste voi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc că ați avut răbdare de a participa la acest minut de rugăciune, care este atât de important pentru mintea, sufletul și inima noastră. S-a dovedit științific că oamenii care se roagă trăiesc mai mult. Că oamenii care se roagă au parte de premoniții și intuiții care îi pot proteja și îi pot ajuta să se apere înaintea unor dezastre sau înaintea unor evenimente ce le-ar fi putut distruge viața. Vă întreb și întrebați-vă de câte ori v-a ajutat Dumnezeu în viața aceasta. De câte ori nu v-a păzit și v-a ocrotit atunci când cu adevărat aveați nevoie de El, așa cum a făcut-o atunci, o va face și de acum înainte. Pentru a vă conecta la această energie divină care este în noi, avem nevoie de o curățare a sufletului nostru. Avem nevoie să ne căim de păcatele pe care le-am făcut cu voia sau fără voia noastră. Avem nevoie de informație. Vă recomand să citiți aceste cărți, inclusiv cartea Te iubesc, în care vă vorbesc despre schimbarea voastră, cum să-ți schimbi viața și să te schimbi tu. Iar pentru că astăzi am vorbit despre găsirea echilibrului, echilibrul ne-l putem găsi prin modul nostru diferit de a gândi începând de astăzi, altfel decât am gândit până acum. De a gândi
pozitiv, de a gândi la un viitor frumos și de a nu mai da voie nimănui să ne influențeze viața, să ne transmită mesaje negative, să ne certe. Iar cei care aveți case bântuite, cei care vă simțiți că sunteți vrăjiți, că aveți farmece, apelați la preoți să vi se citească dezlegări, sfințiți-vă casele prin sfeștanii și încercați ca în fiecare cameră în care locuiți să tămâiați cu tămâie, pentru că tămâia, pe lângă faptul că oferă protecție, alungă duhurile rele și aduce și psihicului o stare de bine prin mirosul pe care îl inhalați și îl simțiți, deși poate mulți veți avea tendința să spuneți că nu suportați acel miros, că vă înneacă sau vă face rău. Eu zic să mai încercați. Tămâia este cea care alungă duhul cel rău. Dar duhul cel rău este alungat, în primul rând, de rugăciune și de momentul în care tu te-ai hotărât să scapi de patima care ți-l aduce în fiecare zi în casa și în inima ta. Patima băuturii, patima gândurilor rele, a răutăților tale, apoi a dorinței de răzbunare, apoi a tendinței exagerate de a alerga zi și noapte pentru a-ți face averi și, de ce nu, de a-ți neglija familia și propria viață. Și câți oare dintre noi nu facem această greșeală de a alerga după bani și averi, neglijându-ne familia, la care, culmea, ne întoarcem atunci când suntem loviți și căzuți. Vedeți, vă spuneam de atitudine și de starea de spirit. Un om cu atitudine pozitivă și cu o stare de spirit veselă va influența un grup, oricât de mic sau mare ar fi, ca să gândească pozitiv, să râdă, să glumească și să animeze locul și momentul cu amintiri și gânduri frumoase. La fel cum un om care are o atitudine negativă, care prin tot ceea ce spune transmite doar energii negative, vă transmite gânduri negre, vă transmite doar exemple de eșecuri și suferință, nu numai că reușește să vă ia cheful de a vă mai distra sau de a mai glumi, dar vă aduce într-o stare de vibrație joasă în care vă împiedecați singuri și reușiți de multe ori să rămâneți acolo și cu greu să mai ieșiți. De ce este foarte important că atunci când întâlnim un om pozitiv, un om cu o gândire lucidă și cu o viață aproape de Dumnezeu, să luăm lângă noi ca învățător, să încercăm să învățăm lucrurile care sunt bune și toate momentele negative pe care poate acest om le are și le trăiește, să nu le luăm în considerare, pentru că nu există un perfect. Dar cel puțin să culegem nectarul și să învățăm ceea ce este bine să știm. Și oare ce este bine să știm? Este bine să știm că nimic în viața noastră nu se întâmplă întâmplător și că tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă cu noi este pentru binele nostru, pentru reușita noastră și pentru ca viața noastră să cunoască o altă dimensiune decât cea pe care am cunoscut-o până azi. Așa că scrieți-vă pe o hârtie tot ceea ce vă doriți. Scrieți-vă pe o, cu
coală de hârtie planurile voastre, dorințele voastre și rugați-L pe Dumnezeu să vă trimită la timpul și momentul potrivit răspunsul la ceea ce voi v-ați dorit. Răspunsul îl veți primi negreșit. Cum? Prin atitudinea, modul diferit de a privi lucrurile, de a le simți. Și mai mult decât atât, nu stați degeaba. Dacă aveți ocazia să mergeți la o sfântă biserică, într-o zi de sărbătoare, într-o zi de duminică, sâmbătă, când simțiți, mergeți. Orice efort pe care l-ați făcut pentru sufletul vostru vă va fi răsplătit, înzecit și înmiit. Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, să vă ocrotească, să vă aducă bucurie și multă, multă liniște. Iar cei care n-ați înțeles exact ce aveți de făcut, mă găsiți pe Facebook, profesor Emilian Prodan, și vă voi răspunde fiecăruia pentru a-mi înțelege ce am vrut să vă spun, reamintindu-vă de altfel că în urma unor cercetări, unor analize pe care le-am făcut cu privire la o anumită plantă, am descoperit că această plantă poate să aducă celor care n-au speranță o șansă la o nouă viață. Adică îi poate ajuta să trăiască pe cei care nu mai cred că se pot salva. Cu mare drag vă răspund tuturor, telefonic sau prin mesaje. Nu pot decât să-L rog pe Dumnezeu și pe Maica Domnului să vă aibă în pază, să vă ocrotească și să ne reîntâlnim cu bine joia viitoare. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă păzească și să vă ocrotească viața. Amin.